Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și astăzi vom avea o emisiune de suflet. Un invitat deosebit de important, un profesor, doctor în matematică, actualmente și inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Timiș și vom discuta despre școală. Bună seara, domn profesor! Bine ați venit și să dea Dumnezeu să înțelegem ce importanță are școala pentru toată lumea. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că m-ați invitat din nou la emisiunea dumneavoastră și sigur că sperăm ca împreună să găsim semnificații de cuvintelor spuse. Școala credem că este, adică sigur este importantă pentru generațiile următoare, pentru noi în prezent, dar pentru copiii și noștri este foarte important. Am să-mi permit, domn profesor, să încep cu un citat din Biblioteca lui Dumnezeu, citându-l pe profesorul, nu pot să nu spun, Stelian Tofană de la Cluj, care a spus că Biblia este Biblioteca lui Dumnezeu. Și evident că ne vom duce la cel mai înțelept om care a existat vreodată pe pământ, la înțeleptul Solomon, care spunea foarte, foarte apăsat următorul lucru. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Vă dați seama ce importanță majoră este să educăm corect și bine copiii? Sunt convins că sunteți în măsură, evident, dumneavoastră, să vă dați seama de profunzimea acestei afirmații. Cum o înțelegeți sau cum o traduceți dumneavoastră în viață? Pentru mine, aș putea spune că o pot înțelege din trei perspective. Una de părinte, alta de cadrul didactic și alta de funcția trecătoare care o îndeplinesc astăzi, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Timiș. Ca părinte, sigur, constat că, deși trecem printr-o perioadă foarte grea datorită situației pandemice, rigorilor și, să zicem, de fapt, restricțiilor impuse de viața de zi cu zi în perioada aceasta, o percep destul de cum să zic, pe școala în momentul de față este foarte greu de descris ca și părinte, pentru că te raportezi de multe ori la perioada anterioară și noi ne trăind ca și părinți vremurile acestea prin care copiii noștri acum le trăiesc la școală, restricțiile, faptul că este o adevărată aventură să faci anumite materii, cum ar fi ora de sport, faptul că, de exemplu, restricțiile sunt de așa natură încât n-ai voie să atingi tastatura unui coleg care a trecut pe la laboratorul de informatică fără să fie dezinfectată în prealabil pe tastatura și toate aceste lucruri, ca și părinte, le văd foarte dramatice. Sunt niște vremuri dramatice pentru sistemul de învățământ românesc, dar nu numai, pentru tot sistemul de învățământ pe plan european și țările civilizate care au impus aceste restricții date de pandemie. Ca și cadru didactic, sigur că lucrurile le pot privi prin modul în care merg la școală și predau și sigur că modul în care interacționez cu elevii, constați din nou această barieră care este pusă și empatia ar trebui să fie cuvântul care ne călăuzește în zilele acestea, în situația în care toți trebuie să fim uniți și să vedem, să căutăm soluțiile cele mai bune pentru elevii noștri care
De multe ori sunt temători și sigur au o anumită reacție de respingere a anumitor lucruri, tocmai datorită faptului că deja de un an jumate trăim această, mai mult de un an jumate trăim aceste vremuri de restricție. Iar ca și inspector general ajunct, sigur că lucrurile le văd dintr-o altă perspectivă. Faptul că provocările, rigorile care sunt impuse în școli, situația legislativă care în permanență suferă modificări, faptul că toate aceste restricții trebuie respectate, implementate legile. Mai mult, în perioada aceasta avem și o provocare foarte serioasă, examenul de directori, care este organizat de către inspectoratul școlar. Săptămâna aceasta mai sunt interviuri, proba orală, cum ar veni, în cadrul acestui examen și, bineînțeles, contestațiile. Sigur că toate aceste lucruri sunt puțin diferite. Deci, cele trei planuri sunt total diferite. Tocmai de aceea, ca și om, ca și persoană independentă de școală, sigur, trăiesc ca și dumneavoastră, ca și toți ceilalți, aceste vremuri cu speranță că vom reuși să trecem cu bine peste ele și sigur că vom avea un rezultat bun la sfârșit, sperând ca toți să fim sănătoși și să reușim să depășim acest moment. Domn profesor, aș vrea să împărțim acest interviu în două secțiuni, unul foarte scurt legat de situația, să zicem, pandemică, în calitatea dumneavoastră de inspector școlar general adjunct, ce mesaje transmiteți părinților, elevilor. E normal să o faceți de fiecare dată când se întâmplă astfel de lucruri. Și a doua parte va trebui să ne ducem spre omul, Cosmin Hogea, doctor în matematică, un om care e pasionat de ceea ce face și să discutăm niște citate, să detaliem, să le vedem cum au gândit înaintașii noștri semnificația școlii. Cred că va fi un dialog extrem de interesant și stârnitor. Cred că vom reuși să schimbăm puțin paradigma și după ce vom auzi numai de cazuri despre pandemie, să găsim și niște speranțe de mai bine, să facem să se înțeleagă că esența societății românești trebuie să fie școala. Deci, prima întrebare. Da. Ce transmiteți elevilor și părinților în contextul dat astăzi despre pandemie? Scurt, domn profesor, să nu consumăm prea mult timp. Da. Sigur că în momentul de față, după cum știți, a fost o mare miză deschiderea școlilor. Și faptul că în momentul de astăzi avem în județul Timiș 91.351 de elevi care sunt fizic la școală, da, din cei 100.000 și respectiv 8.497 de elevi care sunt în online, pentru noi înseamnă foarte mult. A fost un efort foarte mare și sigur, după cum ați văzut, raportăm prezența fizică și deschiderea școlii cu prezență fizică în funcție de numărul personalului vaccinat din unitățile de învățământ. Ceea ce constatăm că, într-adevăr, și colegii noștri au reușit să pună umărul pentru a deschide școlile în județ. Eu, ca și mesaj foarte scurt, vreau să transmit tuturor părinților și elevilor care ne urmăresc
Școala este sigură în momentul de față, dacă respectăm restricțiile impuse de pandemie, sigur nu avem probleme cu infectarea în rândul elevilor. Deși s-a redeschis școala de mai mult de 2 săptămâni, numărul de cazuri de infectări este relativ mic, mult mai mic decât în alte perioade din trecut. Iar cam atât aș fi vrut să punctăm despre pandemie. Acum despre subiectul al doilea, haideți să-l dezbatem. Haideți să introducem câteva, primul citat celebru care l-a făcut regele Carol al II-lea. Școala este un institut, nu este un institut, atenție, nu este un institut de învățătură, ci un templu ca cărui preoți sunt profesorii. Cum trebuie să se perceapă un astfel de mesaj de la un corifeu cum a fost regele Carol? Pentru noi, ca și dascăl, sigur că ne onorează o astfel de apreciere și sigur că ar trebui pentru toți dascălii să reprezintă un model, să zicem așa, un reper prin care să ne raportăm la viața de zi cu zi. Sigur că pentru noi, într-adevăr, școala reprezintă multe provocări, diferite față de perioadele anterioare, dar în momentul de față, astfel de cuvinte așa frumoase spuse de către, pentru aprecierea personalului care lucrează în școli, pentru cadrele didactice, sunt obligatorii și care impun anumite etaloane de moralitate și de pregătire profesională, că de fapt asta este problema. Sigur că o apreciere de un astfel de calibru nu poate decât să ne onoreze ca și domnul categorie profesor, profesională. Mai avem noi astfel de profesori care trebuie să fie preoți, ca să înțelegem foarte bine în contextul dat, cred că e foarte important. Și cred că profesorii își dau viața pentru copii, având în vedere faptul că ei își sacrifică din viața lor pentru pregătire, pentru instruire, pentru a-i pregăti pentru viață. Cred că trebuie să avem un mesaj foarte clar și direct profesorilor. E sigur, și profesorii, să știți, ca și întreaga societate, trece prin mari schimbări. Dar pentru noi, ca și categorie profesională, moralitatea ar trebui să ne definească în primul rând și să încercăm să ne raportăm la acest simbol care pentru înaintașii noștri au reprezentat, să zicem așa, dascării, un simbol care în societatea de acum 100, 110 ani, 120 de ani reprezenta o categorie care dădea tonul în societate și, bineînțeles, alături de biserică reprezenta simbolurile naționale ale unui stat, cred eu. Sistemul de învățământ. Place să vă spun un lucru, domnul profesor. Am avut invitați speciali pe doamna judecător fost, președinta Curții de Apel, Erica Nistor, și pe domnul subprefect Ovidiu Drăgănescu la emisiunile mele și au vorbit despre profesorii lor cu așa pasiune și cu așa mare drag, încât cred că impactul asupra celor care ne-au auzit nu putea să nu-i miște. Vă dați seama ce importanță are un profesor în construcția unui elev? Este fabulos, domnule, să te uiți la viitorul tău al țării care trebuie să treacă prin șlefuirea voastră a profesorilor. Ce faceți dumneavoastră ca acești profesori să fie totuși modele pentru societate? Deci încercăm să dăm un exemplu prin propria persoană. Doamne, adică, ajută!
Eu, ca și profesor, n-am încetat niciodată să mă aplec asupra nevoilor elevilor și, bineînțeles, în a încerca să îi înțeleg, să-i ajut și să fiu un dascăl apropiat de ei și de nevoile lor. Sigur că să zicem așa, o categorie de profesori care a existat în trecut, în trecutul meu sau, hai să zicem așa, un profesor care mi-a fost mie profesor, au fost dintr-o altă perioadă, pregătiți ca și, să zic așa, formațiune și moralitate și competențe profesionale. Acum, sigur, societatea s-a schimbat mult. Încercăm să avem astfel de repere în sistemul de învățământ. Să știți că sunt din ce în ce mai puține, din păcate. Din păcate, generațiile... Cum explicați, domn profesor? Totuși, sunteți un om responsabil. Aveți mult mai multe responsabilități decât un simplu profesor. Atare, aveți o viziune de ansamblu, deci cunoașteți multe chestiuni și obiective și subiective. Puteți să ne puneți la dispoziție niște elemente care motivează această sincopă? Eu cred că unul dintre motivele pentru care tinerii n-au prea venit spre sistemul de învățământ în ultimul timp a fost și salarizarea nu prea atrăgătoare. Și bineînțeles faptul că un cadru didactic poate ajunge la un salar cât de cât decent după o anumită perioadă de timp. Iar tinerii din ziua de astăzi, vedeți, nu mai au timp. Ei încearcă toate lucrurile să le facă într-un ritm mult mai accelerat. Din păcate, mulți, să zic așa, poate să rateze astfel obiectivele esențiale în viață. Dar există o categorie de tineri aplicați și spre educație. Noi încercăm să-i scoatem la lumină, în sensul să, ca și inspectorat școlar, am organizat, de exemplu, de ziua educației, o premiere a tuturor dascălilor care au făcut lucruri deosebite. Împreună cu sindicatele din învățământul preuniversitar am acordat premii și sigur că încercăm să promovăm toți acești tineri care au intrat în sistemul de învățământ și se ridică la nivelul de moralitate care ar trebui impusă unui cadru didactic. Mai este un punct, să zic așa, cu care ne-am confruntat în această perioadă, în perioada pandemiei, faptul că foarte multe cadre didactice cu experiență mare au ieșit la pensie. Și vreau să vă spun că pentru sistemul de învățământ a fost o pierdere mare. Multe școli au avut de suferit datorită acestui exod al cadrelor didactice cu experiență. Acum poate fi considerată și metodele acestea, sau putem considera ca un lucru care a generat acest exod și învățământul online, pentru că, din păcate, învățământul online n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor noastre. De ce, domn profesor, haideți să detaliem un pic acest subiect despre învățământ online. Care ar fi plusurile și minusurile? Pentru că în orice context există astfel de situații. Da, păi sigur că cel mai mare plus al învățământului online a fost faptul că a reușit să implementeze
tot sistemul acesta de videoconferințe în toate categoriile de și toate palierele de elevi, în sensul că toată lumea știe ce este platforma pe care se predă când sunt în online, știu să utilizeze sistemele acestea de videoconferință, indiferent de compania care o pune la dispoziție. Sigur că au fost familiarizați și cu ajutorul calculatorului se pot preda lucruri foarte frumoase și lecții foarte frumoase, dar categoria elevilor este foarte diferită. Sistemul online se pretează foarte bine pentru un învățământ de performanță ridicat, în sensul că elevii care sunt din anii mari și de la școlile de prestigiu și care sunt focalizați în a învăța indiferent de situația care o trăiesc, în sensul că nu contează dacă e la școală sau în fața unui calculator, el se implică și trăiește lecția exact cum ar trebui să o facă. Și, vedeți, cu ajutorul învățământului online poți să utilizezi tot felul de biblioteci virtuale care poți la un moment dat să le integrezi în cadrul unei lecții. Dar, din păcate, există și situația în care acest sistem de învățământ online nu ajunge în toate casele sau, mă rog, nu ajunge la toți elevii. Pentru că nu toți elevii dispun de laptop, nu toți elevii dispun de un calculator cu cameră unde poți să vizualizeze ușor lecția predată în clasă și, din păcate, există elevi care intră sau au intrat la ore de pe telefon. Unii care n-aveau alte mijloace și atunci, în momentul în care vizualizezi o lecție online de pe telefon, nu poți să partajezi informațiile sau nu le vezi ca și partajate de către profesor informațiile în întreaga lor esență. Și sigur că aici mai apare și faptul că ei, nefiind într-un mediu care să-i ducă în a-i focaliza spre a învăța, își pierd, să zicem așa, atenția își focalizată pe o lecție și fac diverse alte lucruri. Noi am observat acest lucru și sigur că un semnal de alarmă a fost rezultatele la simulări de anul trecut, simularea de la bacalaureat, de la evaluarea națională, apoi rezultatele obținute la evaluarea națională și la bacalaureat. Ele au fost mai puțin... un aspect, domnul profesor, ce părere da. Aveți? E o observație neutră, că eu nu sunt implicat acum în școală. Oare faptul că nu există contactul vizual sau fizic, în sensul că participă în colectivitate atât profesorii cât și elevii, să existe un dialog, să existe un schimb de păreri, nu bagă parcă online-ul o separare, o distanțare între oameni? Sigur că apare această distanțare, dar intervenția în cadrul lecției poate fi făcută indiferent de cine participă, dar sigur, din păcate, mulți preferă să elevi preferă să aibă camerele închise și atunci, ca și cadru didactic, nu mai poți să ai control asupra unui ecran gol, să zic așa. Dar se întâmplă și așa ceva? Da, sunt și în ultima perioadă au fost din ce în ce mai des întâlnite astfel de situații în care elevii au închis camerele, au răspuns la solicitările profesorilor, dar au stat cu camera închisă.
Atunci, sigur că nu mai ai control, nu mai poți să vizualizezi elevul în tot ceea ce face și se pot și din păcate ei folosesc mai multe programe în timp ce ar trebui să fie la școală. O situație care vedeți la început când totul era foarte, foarte nou, învățământul online, nu ne-am dat seama că putem ajunge în astfel de situații. Oare aici putem discuta despre autoritate? Aici vorbim de două paliere. Autoritatea profesorului știrbită, iar autoritatea părintelui, că introducem acum familia, care se pare că nu mai înțelege ce ar trebui să facă pentru copilul lui, nu? Este greu de spus, pentru că există, v-am spus mai devreme, că mai multe categorii unde învățământul online a fost de succes. Și pentru elevii de performanță chiar i-a ajutat foarte mult. De exemplu, Centrul de Excelență în Timiș funcționează, a început din nou să funcționeze, funcționează în online. Sunt elevi care sunt foarte implicați și nu au pierderi datorită învățământului online. Dar există și acea categorie care nu este în permanență și nu reușește să fie focalizată în permanență pe lecție și pe ce spune profesorul. Aici apar și părinții, pentru că există, după cum știți, în legislație posibilitatea ca părinții elevilor până în 12 ani să primească diverse zile libere de la angajator sau 75% din salar. Toate acestea, să zicem așa, mergând și încurajând părinții în a rămâne alături de copii care sunt relativ mici și pot să nu-și focalizeze întreaga atenție asupra lecției atunci când sunt în online. Schimbarea asta radicală, putem să-i spunem că este o schimbare radicală a percepției școlii, poate să ducă pe o direcție destul de dezavantajoasă. Ia câtă ce spune Martin Luther. Acolo unde școlile prosperă, totul prosperă. Cum cântărim această afirmație făcută de un gigant al reformei? Martin Luther, știm foarte bine că a reformat multe în viața lui. Cum reformăm noi România, domn profesor? Că trebuie o reformă profundă, cu responsabilitate, cu asumare, cu încredere. Aici discutăm despre încredere. Vedeți, ați spus că ne puțin m-ați șocat când ați spus că sunt copii care vin și la lecții și îi țin la camerele închise. Cred că e un lucru extrem de păgubitor din punctul meu de vedere, din partea părinților. E un subiect care ar trebui tratat. Pentru că revenim și spunem foarte clar, cei 7 ani de acasă fac parte din respectul pe care trebuie să-l acorzi celui de lângă tine. Am dreptate sau nu? Aveți perfectă dreptate. Noi la început nu ne-am confruntat cu această situație, dar pe parcurs asociațiile de elevi, de părinți, au militat în a da posibilitatea elevilor de a rămâne cu camera închisă dacă este prezent la ore online. Sigur că aceste lucruri pentru unii s-au transformat din excepție în regulă și sigur că nu este un lucru care poți să-l controlezi ușor. Sunt diverse categorii de elevi, diverse categorii de părinți care, de exemplu, din păcate există familii cu mai mulți copii și care din păcate, toți copiii stau în aceeași cameră și alte situații în care, cum să zic eu, poate unii nu se simt confortabil dacă deschid camera, nu se simt confortabil că
poate trece bunica prin spate cu, eu știu, cu diverse lucruri. Deci putem afirma că sunt și situații obiective. Deci sigur că da. Contextul sigur. Ăsta scoate la lumină niște lucruri care trebuie tratate cu gingășie. Trebuie tratate cu mare, mare atenție. Sufletul unui copil e fabulos de sensibil. Nu știm ce valori pot exista în mintea unor copii deosebiți. Așa este și de asta vă spun că sunt cazuri și cazuri, toate trebuie analizate particular și Consiliul de Administrație a fiecărui unități de învățământ au avut datoria să analizeze și să hotărască. Astfel am reușit ca să nu avem probleme nici astăzi dacă există copii care au diverse afecțiuni și nu vin la școală, deși clasa este cu prezență fizică, dar el fiind suferind o anumită afecțiune, rămâne totuși în online. Au fost situațiile acestea care, vedeți, sunt particulare. Acum mai ne confruntăm cu o particularitate a acestui caz, faptul că în perioada următoare vor fi evaluările naționale, vor fi tezele, adică evaluarea scrisă, semestrială, și bineînțeles că e un lucru delicat. Noi la inspectorat avem tot felul de sesizări în sensul acesta și unele într-adevăr sunt întemeiate și atunci sigur că împreună cu școala căutăm cea mai bună soluție pentru a nu vulnerabiliza nici familia, nici elevul sub nicio formă. Și ia câtă că regele Carol al II-lea avea foarte, foarte mare dreptate. Ia câtă că profesorii trebuie să fie preoți. Este fabulos! Fabulos! Peste timp, ce viziune majoră a avut acest mare om. Și să mergem puțin mai departe, că chiar ne ducem spre viitor, dar trebuie să ne aducem aminte despre trecut. Și spunea Seneca, nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Este extraordinar de important rolul profesorului în lucrul ăsta. Școala trebuie să fie ceva care să clădească. Pe școală poți să ai o altă mentalitate. Cum lucrăm? Mi-a plăcut faptul că ați insistat când am vorbit despre profesor, despre morală. Ați pus accent pe acest subiect. Vedeți dumneavoastră, în ultima perioadă de timp, mass media caută cu tot din adinsul să prezintă numai lucrurile negative. De ce s-a ajuns aici, domn profesor? Noi, în toată această perioadă, bineînțeles că am avut o strânsă legătură și cu presa. Dar să știți că presa prezintă lucruri care se întâmplă și le reprezintă cu o repeziciune extraordinară. Dacă vă aduceți aminte, în primăvară a fost undeva prin luna martie, aprilie, când toate școlile s-au redeschis și au venit elevii la școală, a existat un fenomen extraordinar. Faptul că prima săptămână de când s-au deschis școlile, cred că am avut peste, eu știu, 30 sau 40 de reclamații de violențe în școli. Faptul că elevii, copiii au fost ținuți atâta timp acasă, înstrăinați unul de altul, a generat în momentul în care s-au regăsit un val de acțiuni care au fost foarte rapid prezentate în presă și cu care noi ne-am confruntat foarte, foarte acut, pentru că au fost situații în care, cum să zic eu, toate erau în defavoarea sistemului de învățământ. Din păcate, presa scrie ce vede, ce există în jur, și trebuie să recunoaștem că nu toți
profesorii, nu toate cadrele didactice au o moralitate impecabilă. Sigur că noi, într-o mare de persoane care pot să fie albi, a figurat ca și impecabili, da? Există unul care strică imaginea și pe acela îl vede presa. E o mare pierdere pentru societate în ansamblul ei. Domn profesor, trebuie să vă anunț că maxim 10 minute mai avem cu dumneavoastră și mai ales cu un subiect ăsta de suflet. Timpul a trecut fabulos de repede și vreau să vă mai citesc încă o afirmație fabuloasă. Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. George Washington Carver. Dumneavoastră vă dați seama ce reprezentați? Pentru națiunea română, profesorii, școala, aveți o responsabilitate fabuloasă. Vedeți dumneavoastră, de multe ori chiar și președintele României ar trebui să meargă la reciclare. Se pare că a uitat că a fost profesor. Cred că trebuie să se ducă înapoi la reciclare, pentru că afirmații abrupte de genul statul român a eșuat, nu mai poate să-și gestioneze cetățenii, nu dau bine la societate. Cred că înțelepciunea este mai importantă decât o funcție. Aroganța nu face bine societății în ansamblul ei. Nu facem politică la emisiunea asta, dar comparând afirmația lui George Washington cu afirmațiile contemporanilor lor, că nu numai președintele este cel care face afirmații de genul ăsta, ci că educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. Dar ce reprezintă libertatea, domn profesor? E sigur că în accepțiunea fiecăruia, libertatea poate să reprezinte lucruri diferite. Pentru mine, ca și individ, reprezintă posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră liber, fără niciun fel de restricție, fără să avem, să zicem așa, constrângeri de o anumită natură ideologică sau, mă rog, politică. Sigur că pentru... Și să avem dreptul, evident, să ne criticăm voturile. Dacă i-am acordat un vot, am dreptul să-i spun că a greșit. A nu spune acest lucru face un păcat și eu nu vreau să fac păcate. Deci fiecare, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă dreptul la opinie și, bineînțeles, fiecare trebuie să asculte pe celălalt și chiar dacă nu este de acord cu opinia dânsului, să încerce să îi prezinte modul lui de a privi lucrurile. Sigur că numai așa putem evolua ca și societate. Învățământul reprezintă piatra de temelie a fiecărei societăți civilizate. Și dacă dorim să privim la democrațiile dezvoltate din Europa, este suficient să aruncăm o privire de la nord spre sud și să constatăm că în toate țările unde un sistem de învățământ este puternic ancorat în realitățile societății, observăm că și democrația funcționează și toate categoriile de, să zicem, profesionale își fac treaba. Bineînțeles, dacă stăm și analizăm ele trecând la rândul lor într-o anumită perioadă prin sistemul de învățământ. Sistemul de învățământ este cel mai mare sistem național din fiecare țară, din lumea civilizată, să zicem așa. De pe vremea când făceam politică, existau câteva chestiuni pe care noi le repetam la vremea respectivă și spuneam că orice stat civilizat are cel puțin două chestiuni de esență ca să fie o societate bine dezvoltată și vorbim despre sănătate și învățământ. Exact, cum exact le găsim în perioada asta de pandemie pe cele două? Evident, despre sănătate nu putem să vorbim, că nu suntem specialiști. Și no, eu, ca realizator de emisiuni, îmi pot permite unui profesor să spun cum găsim învățământul românesc și cum îl vedeți dumneavoastră în viitor?
Ca și așa o paranteză la ce a spus mai devreme între sistemul de învățământ și sistemul sanitar. Să știți că în perioada aceasta am colaborat, ne-a impus o colaborare foarte strânsă cu sistemul de sanitar, cu DSP-urile în special, și după cum știți, tot ce înseamnă situația epidemiologică din unitățile de învățământ este gestionată și în strânsă colaborare cu DSP-ul și am învățat să colaborăm prin diverse programe, mijloace, foarte bine. Acum, lăsând la o parte ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în perioada anterioară cu legătura apropiată cu sistemul sanitar, sigur că privind în viitor, eu consider că și noi, prin această, să zicem, trecere prin pandemie, ca și sistem de învățământ, vom învăța câteva lucruri extrem de importante. Unul la mână. Sistemul de învățământ are câteva câștiguri evidente din perioada de pandemie. Faptul că oricând poți să ai, pentru o perioadă scurtă de timp, o suplinire a modului în care se predă. Și faptul că am reușit să creăm câteva mii de cadre didactice care pot face performanță pentru învățământul online. Mai ales că și avem câteva, de asemenea, mii de elevi care nu au pierderi în perioada aceasta de învățământ online. Pe de altă parte, dacă reușim să generalizăm și să facem o categorie mai mare a celor care n-au lacune și n-au pierderi acumulate în această perioadă, putem spune că sistemul de învățământ și perioada aceasta de tranziție în care trăim în pandemie poate să ducă la un câștig pe viitor. Și vă spun că dotările care s-au făcut în unitățile de învățământ privind tablele smart, sistemele de predare online care pot fi foarte ușor integrate în sistemul de învățământ și în sistemul de predare față în față. Și astfel avem un mare câștig pentru că putem utiliza bibliotecile digitale internaționale în predarea anumitor materii. Eu, fiind profesor de matematică, utilizez anumite biblioteci virtuale care sunt pe plan mondial brevetate și recunoscute și putem selecta de acolo noțiunile de interes pentru toate categoriile de elevi. Viitorul, pot să vă spun că eu cred că vom reuși, ca și societate în special, să găsim părțile bune, să uităm părțile rele și să privim cu optimism în viitor pentru a trece mai departe și a reuși să privim peste ani și ani la această perioadă cu nostalgia și faptul că această perioadă de, să zicem, de pandemie a reprezentat pentru anumite evoluții ulterioare un punct T0 de la care s-a pornit. Domnul profesor, timpul nostru a trecut și vreau să vă rog să înțelegeți că am extras peste 100 de astfel de afirmații despre școală. Vă dați seama că va trebui să vă invit din nou să facem comentarii. A fost o emisiune extraordinar de consistentă, de suflet. S-au spus lucruri interesante din perspectiva unui om neutru care este pensionar, dar care dorește ca școala să devină acel templu în care profesorii să fie preoți, în contextul dat cel mai potrivit. Și să nu uităm ce a spus cel mai înțelept om de pe pământ. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Deci, domn profesor, Dumnezeu v-a hărăzit să gestionați învățământul românesc la nivelul dumneavoastră evident pentru ca sănătatea mentală
sănătatea sau educația să conducă la prosperitate. Este greu, dar ce este greu este și frumos. Răsplata va fi mare pentru cei care și-au făcut datoria. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de noi. Sper să mă înțelegeți că avem nevoie de sfaturile dumneavoastră, de doctorul în matematică Cosmin Hogea, pentru că românii vor să audă și altceva, pentru că și-au dat votul pentru a avea o țară prosperă. Și în încheiere vreau ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, să binecuvinteze pe toți profesorii, să-i răsplătească pentru creșterea mentalității și să aibă grijă să nu promoveze analfabeții funcționali în funcțiile de responsabilitate majoră pentru țară. Și pentru că am fost onorat să fiu alături de dumneavoastră, sper ca și cei care vor auzi ce am discutat să crească și să se gândească că și familia are un rol determinant în educație. Să sprijine profesorii, să-i respecte și să nu prezinte numai lucrurile care n-aduc plus valoare. Doamne ajută, Doamne dă bine și ai milă de grădina Maicii Domnului România. Dă sănătate tuturor și să auzim numai de bine. Numai de bine, multă sănătate.